años hace más convención que la administración de Platón. Hoy en día tiene data considerada también el que ya Hatsu, su base no era Platón, para los tomásicos y para que el Platón se lo crease, y hace su Platón curso de gritos como los dos machos de exponerlo a la sala. Pero sin tener una propiedad de un arsepito importante, no sé qué tiene que ser importante para su crédito exposición y el edificio que hace parte de la plaza estudiante. Por el que este es un momento extraño para tener el pozo, una cosa interpensada, atravesando los tipos de situación para el mundo, 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 para el Certo, artista que tem seu próprio objeto, própria sua própria cultura, e da mãe, o gestor dessa chama de alumbração da momento. Se trata de uma parte que faz uma toda no grupo, se sempre o grande da gestão seria pelo curado, a gestão seria pelo curado, a parte que foi muita, se imagina um dois, você se vai guardar aqui por uma praça, ou você se envolve neste, ou a gente chega por isso, ou a gente vai se tiver se metáfora, se não vai metáfora, Dirigida por este símbolo e espaço, e para só fotos que é do próprio, ou este espelho que se está alimentando do próprio adicional, ou para se tornar alimentar do próprio que tinha para o Francisco da Rua, que tinha para o Francisco da Carta da Rua, tinha com as nossas pontas que ele não tinha imagino, que era do que não tinha esta sala, que não tinha esta exposição, ou mais que ele era do outro parque. Se convinça com ele, Thank you.
Ce înfățișează, ca imagine de obște, vedem un om care se află într-un copac, iar la baza copacului sunt diferite jivine. Doi șoareci, un șarpe, sunt mai multe variante de reprezentare a acestei scene. Scena este atât de pilduitoare încât o folosește și Neagoe Basarab în învățăturile sale către Teodosie, către fiul său. Și ce vrea de fapt să ne spună această pildă? Ea este foarte simplă. Un om fuge de rău, de inorog. Inorogul e un simbol al răului și cade într-o prăpastie, într-o groapă. Iar în acea groapă omului se arată o salvare, un pom, un copac. Și el începe să se ridice pe ramurile acelui copac, încercând să scape, să iasă la lumină. La baza copacului, de obicei, sunt reprezentați doi șoareci, unul alb și unul negru, sau diferite animale și patru jivine care întruchipează cele patru anotimpuri, iar cei doi șoare sunt ziua și noaptea. Deci omul se află în copac între zi și noapte, iar pendularea aceasta a timpului taie copacul vieții, că despre ea este vorba. Să vă mulțumesc pentru vizionare și să vă mulțumesc pentru vizionare.
Thank you.